Lupta din PSD se duce cu pistoalele pe masă, sunt două tabere, cel puțin teoretic, pentru că premierul Grindeanu nu pare să aibă prea mulți susținători. Va veni însă fie și singur la Palatul Victoriei, acolo unde Maria Toader așteaptă deja declarațiile. Execuția publică despre care vorbea Grindeanu este în interiorul PSD la Comitetul Executiv. Robert Kiș urmărește tot ce se întâmplă acolo, la el ne oprim prima dată. Robert, bună seara, încă miroase a praf de pușcă, așa mi se pare mie. Bun găsit tuturor, într-adevăr, este un duel cu pistoalele pe masă, putem spune, și asta pentru că în Partidul Social Democrat nu este liniște. Chiar în acest moment, în spatele meu, are loc ședința Comitetului Executiv Național, acolo unde se iau decizii în ceea ce privește viitorul guvernului Grindeanu. Într-o sală alăturată, însă, miniștrii care nu fac parte din Comitetul Executiv Național așteaptă aceste decizii cu demisiile pregătite. Asta ca în momentul în care în Comitetul Executiv Național se ia decizia retragerii sprijinului politic să vină cu aceste demisii pentru a pune presiune pe premierul Sorin Grindeanu să demisioneze și acesta. Se pare că premierul însă nu are în plan să demisioneze și ar vrea să continue la Palatul Victoria și singur dacă este nevoie, lucru care ne duce la un scenariu greu de crezut, acela în care coaliția este nevoită să depună o moțiune de cenzură împotriva unui singur om care va rămâne în fruntea Palatului Victoria. Până în acest moment sunt însă și câțiva miniștri care nu au făcut acest gest, cel al demisiei. Printre aceștia se numără Augustin Gianu de la Comunicații, Gabriel Leș de la Apărare, care însă spunea că a fost plecat și că va face și el acest gest în semn de solidaritate cu partidul, dar și Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor, care se află în acest moment în ședința Comitetului Executiv Național. În scurt timp însă vom afla și deciziile pe care Partidul Social Democrat le va lua.